Casa de Cultură din Constanța a găzduit luni seara un concert caritabil de muzică folclorică. Spectacolul a făcut parte din șirul de evenimente dedicate Sfântului Ierarh Nectarie, Tămăduitorul, organizat de parohia din oraș ce îl are ca ocrotitor. Spectatorii prezenți au fost invitați să doneze bani care au fost dăruiți Centrului de Copii Fair Play din Constanța. În seara aceasta ne-am destins, am trăit sentimente atât de diferite, de dor, de jale, visuri multe, speranțe. Am murit și am înviat împreună cu cei care ne-au adus spiritul lor atât de natural, atât de autentic. Întotdeauna când cântă românii din Basarabia, au ceva aparte. Ne-au adus versurile prin care ne-au îmbrățișat cu toată inima și cu sufletul lor curat. Ne-au adus dorința cea mai sfântă. Spectacolul la care au concertat artiști din Republica Moldova a primit binecuvântarea chiriarhului locului prezent la eveniment. Așa cum Sfântul Nectare a fost milostiv și a ajutat pe sărmani, pe săraci și pe toți i-a adus la cunoștința adevărului și a tămăduit și trupește, dar sufletește, tot așa și noi trebuie să păstrăm acest obicei vechi străbun în care îl avem în biserica noastră creștină. Și astăzi s-a organizat un concert caritabil pentru copiii defavorizați de la Centrul de Copii Fair Play din orașul Constanța. Să putem să aducem pe perioada de iarnă o mângâiere, să ajutăm pe acești copii să aibă o viață cât mai curată, cât mai civilizată și să nu ne lipsească nimic. Interpreții din Moldova de dincolo de Prut au bucurat publicul cu numeroase cântări cu mesaj patriotic. Toți credem în Bunul Dumnezeu și dintotdeauna, la bine sau la rău, noi suntem cu gândul la El. Și atunci când vedem un copil sau o familie neajutorat, oameni bolnavi, oameni cu handicap, dintotdeauna îl rugăm pe Bunul Dumnezeu și îi mulțumim în primul rând pentru că ne-a dat viață, în al doilea rând ca să ne ajute să ne însănătoșim, să ne fie mai bine, să fie pace și cred că un rol primordial îl joacă biserica în acest caz. Suntem bucuroși că am ajuns tocmai la Constanța ca să facem un act de binefacere pentru copiii nevoiași, pentru copiii din familii vulnerabile, ca să-i bucurăm și pe ei, cât de puțin. Și Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului a participat la un concert cu o suită de melodii populare și doine.